Polițiștii DGA au mers din nou la Spitalul Județean Suceava, de această dată într-o acțiune antimită. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei, acțiunea antimită la Spitalul Județean Suceava, la care au participat polițiștii Direcției Generale Anticorupție, medici asistente și personal TESA. Un singur bloc este expertizat ca fiind cu risc seismic în municipiul Suceava, iar fostul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență explică ce tip de locuință este mai sigur la cutremur, din lemn, plăci, cărămidă sau BCA. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Polițiștii Direcției Generale Anticorupție au venit din nou la Spitalul Județean Suceava, însă de această dată nu pentru a căuta plicuri cu bani prin sertarele salariaților, ci pentru a participa la o acțiune care a avut ca scop conștientizarea consecințelor implicării în fapte de corupție. La evenimentul organizat la inițiativa conducerii unității medicale au participat medici, asistente și personal TESA. Polițiștii Direcției Generale Anticorupție au răspuns pozitiv unei invitații adresate de conducerea Spitalului Județean Suceava și au participat la o acțiune de informare a personalului medical cu privire la consecințele implicării în fapte de corupție. Acțiunea, la care au participat 10 de medici și asistente medicale, a avut loc în sala de ședințe a spitalului. Credeți că vor fi receptivi medici, ținând cont că au avut loc perchezițiile acum o lună de zile și cei mai mulți dintre ei se simt nedreptățiți de ceea ce s-a întâmplat? Noi sperăm că da, având în vedere că am fost solicitați, credem că vor fi receptivi. Asta este motivul pentru care am fost invitați să lămurim anumite elemente, detalii, să zicem, de natură legislativă, pe care dumnealor poate nu le-au asimilat, nu au lucrat cu ele și atunci să încercăm să lămurim tot ce este de lămurit. Este pentru prima dată când participați la acțiuni de genul acesta la spital sau în spitalele din județ? Din câte mi-amintesc eu, da, este prima dată. La activități în județul Suceava. Vă amintim că luna trecută polițiștii Direcției Generale Anticorupție au descins în secția de oncologie a Spitalului Județean Suceava într-un dosar de luare de mită în formă continuată. Ancheta a vizat-o pe fosta șefa secției de oncologie, Anca Ababneh, arestată preventiv pentru că ar fi acceptat bani și produse alimentare de la bolnavi de cancer. Un singur bloc este expertizat ca fiind cu risc seismic în municipiul Suceava, iar situația reabilitării lui este complicată în lipsa unui acord din partea tuturor locatarilor. Pe de altă parte, în municipiul reședință de județ sunt aproximativ 50 de clădiri mai vechi de 100 de ani și alte 75 cu vârsta între 50 și 100 de ani. Până în 2025, toate clădirile construite înainte de 1978 trebuie verificate. În municipiul Suceava avem o singură clădire care oficial este expertizată și are risc seismic. Este vorba de blocul 48 de A de Garsonene, așa cum este cunoscut. Acest bloc a fost reabilitate anul 2020, 80 de apartamente pentru program guvernamental. Când a venit eu primarul municipiului Suceava, trebuiau reabilitate și următoare 60 de apartamente pentru un program Ministerul Transporturilor era atunci. Și era obligatoriu să facă ipotecă pe garsonerii. Cetățenii n-au fost de acord și nu s-a mai făcut. Aceste demersuri au fost reluate vara trecută pentru reabilitarea celui de-al doilea tronson al blocului prin PNRR. A fost semnat un contract cu o firmă care să facă expertiza pe structura de rezistență, însă aceasta s-a confruntat cu reticența locatarilor, întrucât unii nu au permis accesul în locuințe, demersurile au fost stopate. Problema se întâmplă cu repetiție și în alte județe din țară. Legea permite niște măsuri drastice pentru locatari, care pot ajunge până la trimiterea în judecată a celor care se împotrivesc. Alte clădiri care s-au mai vehiculat după perioada de construcții din anii 60, blocurile din zona centrală, blocurile turm din zona centrală, din Ana Ipătescu, Nicolae Bălcescu, Alexandru cel Bun, nu au făcut expertize. Pe de altă parte, legea prevede ca până în 2025 și în cazul altor clădiri asupra cărora planează suspiciunea că sunt cu risc seismic să fie făcute expertize în câteva etape. Evaluare vizuală rapidă și este o întreagă metodologie. Este metodologie cum se face această evaluare vizuală rapidă, în măsura în care, mă rog, după această vizualizare rapidă se constată că ar fi ceva probleme, se comandă expertiza tehnică și în baza expertizii tehnice se face încadrarea într-o categorie de risc
sunt patru riscuri seismice, 1, 2, 3 și 4. Legea prevede atribuțiile pe care le au proprietarii, atât în cazul clădirilor individuale, cât și publice. De altfel, există un program național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, iar lucrările vor fi finanțate de la bugetul de stat în conformitate cu aceleași norme metodologice de aplicare a prevederilor legii 212/2022, privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Concret, este vorba despre programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care vizează în primul rând clădirile multietajate cu destinația principală de locuință, adică a blocurilor de locuințe, dar și a construcțiilor cu probleme de structură, aflate în proprietatea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale. În anul 2015, când a fost aprobat planul de analiză și acoperire a riscurilor, în municipiul Suceava erau inventariate peste 4500 de clădiri, cu aproximativ 36.000 de locuințe. Aproximativ 50 dintre imobilele de locuit aveau vârsta de peste 100 de ani, iar alte 75 o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani. Județul Suceava și municipiul Suceava sunt considerate sigure de către specialiști în eventualitatea producerii unui cutremur. Cu toate că nu se află într-o zonă seismică activă, au fost totuși resimțite unde de la cutremurele produse în Vrancea, dar și unul destul de recent cu epicentrul în județ. În condițiile în care stilurile de construcție și materialele au variat în funcție de vremuri, am încercat să aflăm care este tipul de locuință cea mai sigură din acest punct de vedere. Concluzia este clară: casa tradițională din lemn. Când ne gândim la cutremur, trebuie să luăm în calcul că ceea ce este în pământ și modul în care se comportă pământul, niciodată nu putem să anticipăm cu siguranță, nu putem să facem un calcul, pentru că de altfel și dezastrele sunt niște fenomene care ies din sfera situațiilor de urgență, care pot fi planificate. Cu toate că, pe baza cercetărilor științifice și a experienței anilor trecuți, zona Vrancea este cea mai activă, fapte recente demonstrează odată în plus că, în cazul cutremurelor, lucrurile nu pot fi anticipate. Materialele științifice care s-au avut în decursul timpului, atât din expertize, din cercetări geologice, dar și experiența anilor din România, a arătat că, practic, zona Vrancea ar fi zona unde avem focarul cel mai activ, cel mai puternic din România. Dar vedem că sunt și alte zone care, dacă până acum nu și-au arătat apropierea către acest fenomen, și spunem lucrul acesta ultima dată, zona Oltenia, care nu era luată în calcul cu risc de seisme, la fel știm în zona Sucevei. Conform zonării seismice a României, județul Suceava este plasat în zona de intensitate de grad 6, cu excepția extremei de sud-est, care este încadrată în zona de intensitate de grad 7. O caracteristică distinctă din punct de vedere seismic o reprezintă partea de nord-est a județului, cu așezările urbane și rurale din arealul municipiului Rădăuți și al orașului Siret, zone cu risc seismic de intensitate 7 pentru cutremure cu epicentrul în apropiere de Cernăuți, Ucraina. Dacă ar fi să socotim ca și zonare seismică a teritoriului județului Suceava, avem o zonare practic de la nord la sud, zona Siretului și mijlocul județului, pe grad de risc. Nu ne încadrăm Suceava să fim în extensia undelor seismice care vin din zona Vrancea. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la o extensie în normalitate, la o extensie gândindu-ne la ceea ce a fost până acum, pentru că dacă ne ducem în 1940, când a fost cutremurul din 1940, cu cutremurul de adâncime, atunci s-a manifestat de la Vrancea, Iași, Chișinău, pe această zonă. În 77 a fost Vrancea, București, Zimnicea, pentru că a fost ceva mai la suprafață. Totuși, excepții s-au înregistrat și în județul Suceava, iar ca o consecință au fost luate măsuri pentru a înregistra și eventualele ulterioare mișcări tectonice. În Suceava, la momentul 2011, am avut în zona Gura Humorului, zonă care nici măcar nu era luată în calcul ca o zonă cu risc seismic. A fost un cutremur de în jur de 4 grade pe scara Richter și nu a fost un cutremur care să ne fi gândit că este practic o prăbușire a unei galerii miniere, ci a fost efectiv o mișcare tectonică. Printr-un proiect național s-au montat senzori în țară, în mai multe locații, avem în zona Licov, avem în zona Humor și se centralizează aceste informații, inclusiv
este un aparat montat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență care centralizează aceste informații și ele sunt descărcate periodic. În ceea ce privește stilul de construire din județul Suceava și siguranța lor în caz de cutremur, modelul este cel al construcțiilor tradiționale din zona rurală. Vorbim despre construcții din mediul rural, pentru că la noi, în zona Sucevii, construcțiile tradiționale, construcții din lemn, sunt construcții cele mai rezistente. Sunt construcții elastice, care fiind încheiate, cum se încheie lemnul, acestea nu se prăbușesc niciodată. Numai, nu știu, să fie ele putre. Dar și celelalte construcții, dacă mă gândesc la construcții care să fie făcute respectând niște standarde, să spunem că, practic, după 1990, și vin punctual, efectiv, chiar după anul 2000, când a fost o criză a cimentului, când prețurile la ciment au crescut destul de mult. Atunci s-a găsit o variantă, și zic în ghilimele lucrul acesta, când a fost adus ciment din Ucraina, mult mai ieftin, care oamenii l-au folosit în regie proprie la aceleași norme de consum. Și atunci, cum se spune, vă rog să acceptați exprimarea mai puțin academică, ne-am îmbătat cu apă rece, spunând că am pus ciment suficient, dar nu a fost de aceeași calitate. În ceea ce privește cele mai vechi construcții din municipiul Suceava, cele situate în zona centrală a orașului, generalul Burlui susține că standardele de construire de la vremea respectivă erau foarte sănătoase. Se spune că blocurile din zona Sucevei, făcute din anii 60, ar fi mai slabe. Dacă ne ducem și vedem efectiv acolo calitatea betonului, betonul este vânăt, este un beton puternic, tare, categoric el lucrează în timp. Și acele blocuri poate nu au stâlpi și grinzi de susținere, au centuri. Fără a erija ca și competență pentru un inginer constructiv sau un arhitect, dar blocul, dacă respecte câteva cerințe, și anume fundația să fie făcută în urma unui studiu geologic cum trebuie, după care să iei să te ridici pe o temelie armată care asigură o stabilitate a construcției, pereții după aceea este numai de umplutură, categoric vorbim despre siguranță în construcții. Construcțiile comune din Suceava sunt ridicate din mai multe materiale, în vremuri diferite. Fostul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a explicat diferențele dintre acestea și care sunt cele mai elastice. Blocurile vechi care au fost făcute din anii 60 și-au arătat comportarea la cutremur, dacă ne gândim la cutremurul din 77, care a fost de 7,1 pe scala Richter, am trăit acel cutremur, știu cum s-a manifestat acel cutremur în Suceava, ori în acele blocuri nu s-a produs niciun fel de fisură. Dacă m-aș duce la blocurile din anii 80, acele din Pleci, în principal în zona Georgenescu, sunt niște structuri elastice, numai să nu se fie respectat, sudurile să nu fie făcute bune, dar în rest, structurile elastice se comportă oarecum asemănător ca și o casă din lemn. Dacă zicem la cele din BCA, nu mă pot gândi să fie blocul făcut din BCA, în opțiune sunt blocurile care sunt făcute căptușite cu BCA, dar nu numai din BCA. BCA-ul în general a folosit oameni în regie proprie la case, BCA-ul nu este element de construcție de rezistență. BCA-ul se folosește în principal la completa rostul între stâlpi și grinzi. Deci nu este element de rezistență și blocurile nu s-au făcut efectiv numai din BCA. În cazul producerii unui cutremur de 6-7 grade pe scara Richter, reședința de județ este împărțită în 6 raioane de distrugeri. Raionul numărul 1 este cel care include zona centrală a Sucevei, în care majoritatea clădirilor sunt vechi, cu structura de rezistență pe cadre din beton armat și zidărie de cărămidă. În raionul numărul 6 de distrugeri intră zona comercial-industrială din lunga Sucevei. Dacă v-a spune despre Suceava, v-a spune că stau sigur în Suceava, gândindu-ne la istoricul manifestării cutremurilor din această zonă, nu este o localitate care să fie cu risc seismic ridicat. A fost semnat contractul de executare a lucrărilor la autostrada A7-a Moldovei pe tronsonul Bacău-Pașcani cu un constructor român. Anunțul a fost făcut pe pagina Consiliului Județean Suceava de către președintele Gheorghe Flutur. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Miercuri 15 februarie a fost semnat contractul de executare a lucrărilor la autostrada A7 a Moldovei pe tronsonul Bacău-Pașcani cu un constructor român. Anunțul a fost făcut pe pagina Consiliului Județean Suceava de către președintele Gheorghe Flutur, care a participat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii împreună cu ministrul Sorin Grindeanu, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, la semnarea contractului de executare a lucrărilor. Ne apropiem tot mai mult de nordul Moldovei cu autostrada A7, finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență de la
Ploiești până la Pașcani. Consider că A7 este completă dacă va pleca de la București și va ajunge în frontiera cu Ucraina la Siret, a subliniat Gheorghe Flutur. Gheorghe Flutur a precizat că se are în vedere construirea unui drum de la Vicovu de Sus până la viitoarea autostradă A7 în zona Siret, drum destinat traficului greu pentru mijloacele de transport care vin din Ucraina, pentru care a depus un proiect de hotărâre de Consiliul Județean care se referă la un parteneriat între Consiliul Județean Suceava și CNAIR. El a amintit faptul că, pentru tronsonul Pașcani-Suceava-Siret, a făcut un demers la Guvernul României pentru finanțarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, în urmă cu 2 ani. Gheorghe Flutur a adăugat că, la acest moment, pe ruta Ploiești-Pașcani, toate tronsoanele sunt contractate și încep lucrările, iar pe tronsonul Pașcani-Suceava, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic se apropie de 95%, în timp ce pe tronsonul Suceava-Siret, studiul de fezabilitate este realizat în proporție de 50%. La semnarea contractului de executare a lucrărilor la autostrada A7 pe tronsonul Bacău-Pașcani a participat și deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, care a transmis, prin intermediul unui comunicat remis redacției noastre: mă bucur cu atât mai mult cu cât aceste 3 loturi au fost adjudecate de același antreprenor român care se va ocupa de construcția autostrăzii de la Buzău la Pașcani. În ceea ce privește autostrada Moldovei, lucrurile sunt simple. Bani din PNRR, constructorul român și PSD. Aceasta este rețeta succesului. Începe acum, domnilor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, bine v-a regăsit! De obicei, polițiștii Direcției Generale Anticorupție sunt ținuți în spatele ușilor. De ce? De... nimeni nu vrea să îi poftească înăuntru. Dar ce pofti? Ca să-ți facă flagranță? Ce? Dar la spital, de data aceasta, data trecută s-au poftit singuri, acum au fost poftiți de conducerea instituției, da, să le vorbească așa, medicilor, asistentelor, personalului TESA, să le vorbească despre metodele ce? Anti-șpagă. Și consecințele implicării în fapte de corupție. Lasă-mă. Am întâlnit cu un om acum, cu o persoană cu dizabilități și mi-a zis că să zic. Eu zic, dar nu se rezolvă nimic cu parcările astea, cu locurile de parcare pentru persoane cu dizabilități. Și a spus omul că de regulă sunt ocupate, de regulă nu de mașini de săraci, așa, de mașini de bogați. Cu sau fără dizabilități? Fără, de bogați și sănătoși și bogați, știi? Că vorba aia, decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos. Și din aia bogat și sănătos și parchează pe locurile ocupate. Eu zic, dar ce se întâmplă? Și am zis, domnule, ăsta e gradul, ăsta e obrazul, asta este situația. La mine, în parcarea din fața, din perimetrul blocului și la blocul vecin, sunt 2 locuri marcate pentru șoferi, da? De mașini, șoferi care au diverse tipuri, da, de handicap, care sunt mereu goale. Neocupate. Cătălio, dar tu nu mi-ai zis că te-ai mutat la Copenhaga. Și cum faci naveta în fiecare zi? Și fără să descoperi teleportarea? De ceva acolo. Deci tu stai la Copenhaga? Sau la... E adevărat că dacă am ajuns așa foarte târziu și după o anumită oră, adică pe întuneric, da, se mai parchează mașini și acolo. A, deci stai, dar... undeva mai aproape, pe la Praga. Mm. A? Cam, dar la... e... de regulă, acele 2 locuri sunt neocupate. Da, omul și a zis, domnul, eu spun, adică, i-a zis, doar nu mă doare gura, dar nu se rezolvă nici, ce să faci? Adică mai vine, poate, poliția întâmplător când găsește, dar cineva să... Dar nu prea are cum să știe, adică poartă ceva în parbriz, persoanele cu handicap, da, au o legitimație specială, e, da, nu? E un înscris, da. Da, am închis paranteza acum asta cu anticorupția, că a venit, ce, dar ce se le spune? Exact ca la aia cu comunicarea. Bun, acolo hai să le zici. Poate le spui ceva. Dar zi-mi și mie la asta anticorupție. Ce le spui? N-am reușit să aflăm de dedesubturile acestei întâlniri. De exemplu, eu sunt medic de la Spitalul Județean presupus corupt, că acum toți îți considerați. Și stau așa în bancă și mă uit nervos la anticorupție. Zi-mi ce îmi spui. Vrei să afișăm o fotografie să vezi cât de triste erau fețele celor participanți? Am văzut fotografiile. Poate să afișeze. Dar ideea este cum s-au simțit, adică ce atmosfere, domnul Calanciu este extraordinar de inspirat. Eu cred că el a făcut școala de inspirație.
Adică îți arestează un coleg anticorupția serviciul ăsta și tu după aia îl inviți în casă, îl poftești ca și cum l-ai chemat la un șerbet. Și că hai să mai stăm de vorbă. Tu dai seama cum se simțeau oamenii de acolo? Îți dai seama? Păi se simțeau ca în fotografie pe care am trimis-o colegilor. Nu știu să o afișeze pe video. Deci domnul Calancea, na, eu nu știu unde a făcut școala de inspirație. O făcut-o pe la Pârtești. Că la oraș sigur n-a făcut. Undeva la într-un cătun. La Topoloveni sau cum se cheamă acolo, la Păltinoasă, unde țâmpoceri. Adică cât de neinspirat poți să fii să-i chem tot pe aia? Cheamă de la ONG-ul nu știu care, că sunt ONG-uri anticorupție în țara asta, de la te vedem de la Brăila, te vedem de la Pârtești, te vedem de la Udești, erau alea cu te vedem. Cheamă-l pe aia de te, așa, cheamă-l pe Cristi Danileț. Sau cheamă, dar chem tu pe aia care au fost la tine și ți-au făcut flagrant. Șeful instituției, conducătorul instituției. De, acum ce urmează la Spitalul Județean? Acum i-a chemat să le spună să nu pună mâna pe șpagă. Da? Următorul curs este, vine un specialist, mare specialist, și le vorbește o reșir și le explică medicilor astea. Da, domnul Calancea s-a pus în față. Îl vezi cum e? Avea de mers da, și de vorbit. Nu mă, dar el s-a pus aici și a zis, ia fă-mi o poză să vadă el pieptos, uite, cu pieptul în față și cum face el, uite ce anticorupție am făcut eu azi la spital. Ce ai făcut, mă, bărbat azi la spital, întreabă soția, firesc, cum a fost azi? Azi am făcut o anticorupție la spital. Bă, dar tu nu mai ești doctor? Nu, voi nu tratați bolnavi acolo, faceți anticorupție. Și ce v-ai zis la anticorupție? Asta e în timpul programului, evident, da? Și ce v-a învățat? Păi a zis să nu luăm șpagă. Bă, bărbate, mă. Și săptămâna viitoare, bă, ia, cheamă-i pe ea să vă învețe să beți apă dacă vă iesete. Voi știți? Bă, nevastă, bine spui. Uite, chiar până acum n-am știut că dacă ți-e sete, trebuie să bei apă. Și cheamă tot personalul medical și face seminar din ăsta. Și le explică 4 ore cineva, un specialist, evident, că în momentul în care simți că ți-e sete, ți-ar buzele, gâtul... Și chiar înainte să simți că ți-e sete. Ce faci? Toți mirați. Știi, așteaptă răspunsul. Așa și deodată, beți apă. Și pe urmă repetă de 1000 de ori, bem apă. Următorul seminar. Când vă e foame, ce faceți? Toți stau, se uită. Mâncați și toți. Dar nu unii din alții. Și seminarii din astea nonsens, unde vin și vorbesc discuții, pierdere de timp. Unul de malpraxis, împotriva malpraxis, da, nu s-ar face? Ia un bolnav, le dădea la toți, doar au din asta, intern. Toți au laptop, telefon mobil, smartphone, tablet, așa, și au adrese de e-mail, tu știi, și WhatsApp, toți. Și domnul, uite, bravo, deci așa manager toată lumea își dorește, uite ce echipe și țanțoș. Și în fiecare dimineață, vă rog frumos, nu uitați, să nu luați șpagă și purtați-vă frumos personal. Dar poate fi făcut și mai simplu de atât, în semnătura de la sfârșitul mail-ului pe care poți să o presetezi, da, și să spui acolo nume, da, prenume, da, număr de telefon și un slogan, cum își pun oamenii. Da, dar știi cum ar fi mai finuț? Știi să le trimit un mesaj, vă rog frumos, aveți grijă, nu luați, așa, și purtați-vă frumos cu bolnavi. Și pe urmă, odată, la 2 zile, să le trimite un e-mail. Vă rog să uitați ce am vorbit. Atât. Nu, ei au făcut circul ăsta, că ăsta e circ. S-a zis, pe urmă, o să le noi facă... nu știm ce s-a discutat acolo, Sorin. Dar poate... ce poți să discuți? Nu poți să-mi închipui. Ce poți să discuți? Și nu vreau să aflu, nu vreau să particip, da, la o sesiune intimită vreodată. Fac și din astea, cu dacă nu vreți să vă ia foc casa, nu... umblați cu chibrituri când e gazul deschis. Din astea, știi, așa ca la clasa 0. Câteodată se dovedește că e nevoie. Da, aia. Ăsta e circ. Da, hai schimbă subiectul că m-am plictisit. Hai să vedem cum e cu autostrada 7. Acolo ce-o fi dacă ăsta e circ? Alt circ. Deci, e ceva de... Nu, oamenii ăștia nu pot, n-au limite. E concursul ăsta, deci, bă, eu să fiu Gheorghe Flutur. Eu zic așa, senator, am fost senator. Director de direcție silvică înainte. Da, lasă. Senator, ministru. Cum, șeful pădurilor de Suceava, Sorin, nu-i nimic. Ministru. Numărul 2 în partidul de guvernământ, când era PDL-ul
șef de campanie electorală pe țară la PDL-ul lui Traian Băsescu. Acum e șef la Consiliul Județean, prim vicepreședinte la PNL, partid la guvernare. Da. Uite să mă, eu am și o vârstă, 60 ceva de ani, am album de țiuituri. Am condus campanii electorale, am condus hore, am condus baluri ale gospodarilor. M-am întâlnit cu Iosef Dau, sau cum îl cheamă? Iosef Dol. Șeful aici, în ținuturile acestea. Creștinii Democraților era sau ce era? Păi nu, PPE-ul, și l-am adus în ținutul Bucovinii, în ținutul de vis. M-am întâlnit cu Manfred Werner, m-am întâlnit Weber. Cu Weber. Așa, și cu Werner, dar nu Manfred. Da. M-am dus la Bruxelles, am mers în Parlamentul de la Viena, nu? A fost și da. A fost. Cu atâta lume am interacționat, am făcut, am condus campania cu refugiații aici când am fost. M-am dus la Cernăuți, în plin război, la 600 de kilometri. M-am dus îmbrăcat în haine de camuflaj. Măi, eu să mă concurez cu Gheorghe Șoldan? Păi nu știm ce rezervă soarta deputatului Șoldan. Păi, deci este uluitor. Dar nici nu m-aș... Adică ce ți se pare că ars etape? Eu nu cred că domnul Șoldan a ars etape. Ba, lasă. Doar că viteza e mult mai mare. Deci el face concurs cu Gheorghe Șoldan. El știa că Gheorghe Șoldan anunță că se face, că Gheorghe Șoldan e, cum se cheamă ăsta, partenerul de poze al lui Sorin Grindeanu. Unde vezi o poză cu Sorin Grindeanu? Numai așa trebuie să te uiți. Hop, și Gheorghe Șoldan. Că nu e la stânga lui, nu e la dreapta, pe undeva trebuie să fie. De. Sorin Grindeanu fiind ministrul care a semnat contractul cu constructorul pentru acest tronson. Și eu să concurez cu Gheorghe Șoldan, înțeleg că PSD-ul vrea să-l pună candidat la Consiliul Județean. Adică să-l concureze pe Gheorghe Flutur. Da? Într-o primă încercare. Ce că vrea. Mă, dar este uluitor. Tu, dita mai Gheorghe Flutur, să te concurezi cu Gheorghe Șoldan. Tu care te-ai concurat, te-ai luat cu Adrian Năstas. Te-ai luat cu Călin Popescu-Tăriceanu. Te-ai luat cu Victor Ponta. Adică ai jucat într-o ligă, așa, când erau prim-ministri, șefi de guverne, de țară, de partide. Și cu Gheorghe Șoldan. Adică ce-mi spui? Că a urcat domnul Șoldan foarte sus sau a coborât domnul Gheorghe Flutur foarte jos? Adică știi cum ar fi, Cătălino, ca să înțelegi tu mai bine? Să spunem că tu stai la casă, tu stai la bloc. Da? Și la casă să presupunem că ai fi gospodină și cu un soț gospodar. Da? Continuă ideea. O familie de gospodari ce are? Are beci. Unde pune? Murături, rachiu, vin, cartofi, mere, roadele pământului. Așa. Și a lucrat vara și a pus pentru iarnă. Da, familia de gospodari. Și tu, ai, și soțul tău e Gheorghe Flutur. Știi? Continuă ideea, așa, să așa. Zic. Și tu stai în bucătărie și faci sarmale. Din ce am aprovizionat. Așa, te apuci și faci aia de sarmale și bărbatul ar bea o țuică și zici, păi du-te în beci. Și aduci varza aia murată când cobori. Și el coboară în beci, coboară. Ăla e Gheorghe Flutur, despre care ți-a zis. A plecat să scoată varza murată. Și eu, Gheorghe Șoldan, sau ce îmi spui? Nu, tu ești soția lui Gheorghe Flutur. Acolo e Gheorghe Flutur. După în beci, după varză murată. Vedem. Cum vezi? Văd sceneta asta. Acum vedem și ce le rezervă celor doi viitorul. Asta cu autostrada, că s-a semnat de la Pașca la Tâmboiești. Ce mă cu asta? Păi e același constructor român foarte serios, firma domnului Îmbrărescu, da, care se pare că a câștigat toate tronsoanele. Păi da, să le câștige și să le facă. Nimic da. De tronsonul de drum expres / autostradă Pașcan-Siret. Da? Slash. Mulțumesc. Slash de la Guns N' Roses, nu? Slash. Da. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă.
Ministerul Educației a anunțat că structura anului școlar 2023-2024 a fost modificată în cadrul Comisiei de Dialog Social. Potrivit anunțului, școala va începe pe 11 septembrie, cu o săptămână mai târziu față de 2022-2023. Ministerul a precizat că va reveni cu detalii după transmiterea ordinului privind structura anului școlar 2023-2024 către monitorul oficial. A fost avizat în cadrul Comisiei de Dialog Social, cu acordul tuturor celor prezenți, proiectul de ordin al Ministrului Educației privind structura anului școlar 2023-2024, în forma pusă în dezbatere publică, a anunțat Ministerul Educației. Potrivit instituției, singura modificare vizează desfășurarea programului național Școala Altfel și a programului Săptămâna Verde, care se pot derula până pe 26 aprilie 2024. Ordinul prevede durata cursurilor 36 de săptămâni, data începerii cursurilor 11 septembrie 2023, data încheierii cursurilor 21 iunie 2024. Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, în perioada 12 februarie-3 martie 2024. Decizia ca și anul școlar următor să se structureze în intervale de cursuri și intervale de vacanță este fundamentată, pe de o parte, pe importanța asigurării ritmicității în cadrul procesului instructiv-educativ, pe de altă parte, pe imposibilitatea unei evaluări relevante a impactului actualei forme de organizare înainte de încheierea unui an școlar, mai transmite Ministerul. O evaluare relevantă a impactului organizării anului școlar în intervale de cursuri alternate cu intervale de vacanță se va putea face după încheierea anului școlar 2022-2023. Vom reveni cu ordinul integral după transmiterea către monitorul oficial, au mai precizat cei de la Ministerul Educației. Măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar a fost principalul punct de discuție la o întâlnire pe care reprezentanții Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF, au avut-o cu premierul României. Una dintre măsuri a și fost anunțată, înființarea unui grup de lucru interinstituțional pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar. Recensământul populației a scos la iveală că în 16 județe, proporția celor cu un nivel de educație scăzut, adică fără studii sau maximum cu gimnaziu, o depășește pe cea a celor cu nivel mediu, liceu sau post-liceală. Suceava și Botoșani sunt printre aceste județe. Mă bucur că ne-am revăzut săptămâna trecută, că am putut să reluăm subiectul abandonului școlar. Principalul punct de discuție a vizat măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar. Participanții au arătat că este nevoie de coordonarea eforturilor pe care instituțiile responsabile le derulează în acest sens în domenii complementare educației, precum cel al muncii, familiei și tineretului, ori al sănătății, se arată într-un comunicat al guvernului. Nicolae Ciucă a subliniat în timpul discuției cu reprezentanții CONAF că noile legi ale educației, alături de investițiile demarate deja pentru modernizarea și dotarea școlilor și de finanțarea mecanismelor care să stimuleze atât performanța elevilor cât și prezența lor, trebuie susținute prin implicarea tuturor ministerelor și autorităților locale. Potrivit comunicatului guvernului, în urma întâlnirii, premierul Nicolae Ciucă a decis înființarea la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a grupului de lucru interinstituțional pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar, sub coordonarea consilierului de stat Sorin Costreie. De ce un astfel de grup de lucru pentru a se putea găsi soluții? Doamne, noi am făcut pași, să știți, în continuare am dezbătut, așa cum bine știți, alături de cele trei ministere implicate în teritoriu. Suntem în continuare, în săptămâna aceasta ne pregătim pentru pasul lui joi. Mai avem încă două locații pe care le vom face în martie, acest comitet interministerial, pentru a putea găsi soluții. Dar nu vorbim de o soluție unică, pentru că la nivel de ministere, fie că vorbim de Ministerul Familiei, Ministerul Muncii sau Ministerul Educației, se fac progrese. La întâlnirea cu reprezentanții CONAF au participat și Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea și reprezentanții Ministerului Educației și Justiției. Recensământul populației a scos la iveală că în 16 județe proporția celor cu un nivel de educație scăzut, adică fără studii sau maximum cu gimnaziu, o depășește pe cea a celor cu nivel mediu, liceu sau post-liceală. Județele Codașe sunt concentrate în nord-est, dar și în sud. În 16 județe însă proporția
proporție a populației cu un nivel scăzut de educație, adică preșcolar, școală primară și gimnazială, dar și fără studii, o depășește pe cea cu nivel mediu. În topul acestor județe se află județul Giurgiu cu 53%, populație slab școlarizată, urmat de județele Vaslui și Călăraș, și ele cu peste 50%. La mică distanță, 45-48%, sunt în ordine descrescătoare județele Ialomița, Vrancea, Suceava, Botoșani, Tulcea, Covasna și Bacău. La polul opus, cea mai mică proporție de populație fără școală este în București, sub 30%, în județele Cluj și Gorj, 35%, după care urmează Hunedoara, Vâlcea și Brașov. Cei mai puțini intelectuali are județul Vaslui, sub 10%, la concurență cu județul Călăraș. Comisia de Dialog Social de pe lângă Prefectura Suceava se întrunește joi pe 16 februarie de la ora 10 la solicitarea Uniunii Județene a Sindicatelor Pro-Educația, condusă de profesorul Traian Pădureț. Sunt programate mai multe teme, între care programul unic de salarizare al Ministerului Educației, legea educației și legea pensiilor, precum și posibilitatea de a se acorda o majorare de până la 50% a salariului de bază pentru personalul implicat în implementarea mecanismului de redresare și reziliență. Concluziile întâlnirii vor fi transmise Ministerului Educației. Și săptămâna trecută a avut loc o ședință a Comisiei de Dialog Social. De această dată, la solicitarea Alianței Sindicatelor din Învățământ, condusă de Gianni Leonte. Atunci, pe lângă problema salarizării profesorilor, s-au discutat teme din domeniul asistenței sociale. Dacă întoarcem privirea, nu înseamnă că problemele nu există. Două teme extrem de sensibile, care necesită foarte multă atenție din partea noastră, au fost despicate în detalii într-o serie de interviuri de fostul deputat, expert în comunicare, Adriana Săftoiu. Este vorba despre segregarea în școli și minorul victimă a abuzului sexual în sistemul de justiție, dezvoltate cu specialiști în domeniile respective. Cele două serii de interviuri fac parte din două proiecte ale CADO, Centrul de Advocacy și Drepturile Omului, și vor fi difuzate zilnic începând cu ora 17 la televiziunea Intermedia. Ca urmare a activității de parlamentar în perioada 2016-2020 ca membru în Comisia pentru Drepturile Omului, timp în care s-a preocupat în mod real de astfel de subiecte, Adriana Săftoiu a fost cooptată în cele două proiecte ale Centrului de Advocacy și Drepturile Omului pentru a realiza interviurile pe cele două teme: minorul victimă a abuzului sexual în sistemul de justiție și segregarea în școli. Pe de o parte, trebuie să recunosc că am descoperit oameni care sunt foarte implicați, cum e, de exemplu, centrul educativ școlar de la Măicănești din județul Vrancea, unde acolo sunt 110 copii, mulți dintre ei tot așa în sistem de internat și care vin din familii unde n-au avut nici măcar pat pe care să doarmă, sau cum unii dintre ei relatau: tata doarme cu securea la cap, tata iar a bătut-o pe mama și mama bea. Un altul care spunea: astăzi am mâncat mămăligă, dar prin farfurie a trecut și un șobolan. Lucrurile astea sunt absolut cutremurătoare când te gândești că li se întâmplă unor copii aici, în România educată a secolului 21, cum credem noi că suntem. Între cei intervievați sunt și exemple care arată felul în care copiii sau tinerii cu deficiențe și-au depășit condiția. E impresionant să menționăm care a fost motivul pentru care Laura, în clasa a treia, le-a cerut părinților să o mute în învățământul de masă. Spunea, era atât de multă durere în școala specială, încât pur și simplu nu mai puteam să suport. Copiii aceia plângeau după mamele lor care veneau să-i vadă poate în vacanțe, fiind vorba de sistem internat. Da, Laura este un reper extraordinar pentru orice persoană cu deficiențe. Repet, a terminat două facultăți, iar în momentul de față predă în învățământul de masă, e profesoară de religie. E foarte la fel impresionant cum spune ea: nu cu copiii am avut probleme, copiii m-au acceptat imediat. Am avut probleme cu adulții, cu colegi, cadre didactice care îi spuneau: ești oarbă, du-te și predă în învățământul special, ce cauți aici? Din nou, asta arată în mentalitatea noastră. În ceea ce privește cealaltă temă, minorul victima abuzului sexual în sistemul de justiție, problemele sunt și mai sensibile.
ce se întâmplă cu minorul care ajunge într-o școală educativă, ceea ce noi numeam înainte școli de corecție, care de multe ori este, chiar dacă el a făcut o infracțiune, el e mai degrabă victima familiei. Foarte mulți dintre ei fiind împinși de către familie să facă fapte, să fure, să atace, intră în aceste centre și din nou și acolo să fac eforturi foarte mari ca pe acești copii să-i faci să înțeleagă greșeala și că se poate trăi și altfel. Dar asta nu înseamnă că eu nu m-a șocat, o să folosesc acest cuvânt, când directorul centrului de la Târgu Ocna spunea că sunt familii foarte mândre că au copii în aceste centre. Cu toate că există oameni cu multă voință și muncă care încearcă să schimbe sistemul din interior, problemele sunt atât de adânci încât pot fi rezolvate doar cu eforturi foarte mari. Poate ascultând o voce neutră, și când zic neutră mă refer exact la acești oameni care își fac meseria cu foarte multă dăruire, reflectăm un pic. Și ne uităm în jurul nostru și vedem dacă nu cumva ar trebui să încurajăm pe cei care sunt victime ale acestui abuz să mărturisească, să spună. Unii dintre ei ajung în justiție. Ce se întâmplă în justiție cu ei? Foarte mulți dintre ei fie își retrag plângerea sub amenințare. Unor dosarele se clasează pentru că, nu știu, ai 12 ani, depui plângere și încă la 16-17 ani dosarul nu s-a închis. Ești reaudiat, adică retraumatizat. Poți să spui, păi stai puțin, declarația ta de la 17 ani nu mai coincide cu cea de la 12 ani. Evident că nu mai coincide pentru numele lui Dumnezeu. Puneți acum un copil de 18 ani să-și relateze o întâmplare de la 11-12 ani și cu siguranță și-o amintește diferit decât ar fi făcut-o atunci la 11-12 ani. Astea sunt dosare care se clasează, agresori care scapă și oricum, din păcate, cred că noi avem o atitudine destul de relaxată față de abuzul sexual și violența domestică. Aceste teme sensibile, dureroase, dar extrem de importante au fost dezbătute în două serii de interviuri pe cele două mari teme, minorul, victima abuzului sexual în sistemul diție și segregarea în școli, de Adriana Săptoiu cu invitații săi. Le veți putea urmări în fiecare zi, de luni până duminică, de la ora 17, numai la televiziunea Intermedia. Atleții suceveni au câștigat 6 medalii de aur, 8 de argint și 8 de bronz la memorialul Dorin Melinte. Concursul s-a desfășurat la Bacău și a reunit la start aproape 500 de sportivi din întreaga țară. Memorialul Dorin Melinte a reprezentat pentru atleții suceveni ultima repetiție înaintea campionatelor naționale indoor pentru juniori. Cele 6 medalii de aur au fost câștigate de Ruben Iliuță Isopel de la CSM Dorna Vatra Durnei, 60 de metri și lungime, Ioan Alexandru Popescu de la CSS Rădăuți, 400 de metri, ștafeta masculină de la LPS Suceava, 4x200 și 4x400 de metri și ștafeta feminină de la Nicu Gane Fălticeni, 4x200 de metri. Argintul a ajuns la Ștefania Oana de la Nicu Gane Fălticeni, 800 și 1500 de metri, Alexandru Săhlean de la Nicu Gane Fălticeni, 60 de metri, Ciprian Costân de la CSJ Rădăuți, 1500 de metri, Bianca Călușeriu de la Nicu Gane Fălticeni, 400 de metri, Petru Core de la CSM Dorna Vatra Dornei, 800 de metri și la ștafetele feminine de 4x400 de metri de la Nicu Gane Fălticeni și de la CSJ Gura Humorului. Cu medalii de bronz s-au întors acasă Ruben Iliuță Isopel de la CSM Dorna Vatra Dornei, 60 de metri și greutate, Denisa Core de la CSM Dorna Vatra Dornei, 400 de metri, Ionut Schipor de la CSS Rădăuți, 1500 de metri, Marco Târnăuceanu de la CSS Rădăuți, 3000 de metri, ștafeta feminină de 4x200 și 4x400 de metri de la CSS Rădăuți și ștafeta feminină de 4x200 de metri de la CSS Gura Humorului. Echipa secundă a clubului CSU Suceava a debutat cu o victorie în play-off-ul pentru tinerete al diviziei A la handbal masculin. Jucătorii antrenați de Vasile Boca s-au impus cu scorul de 44-35 în meciul disputat pe teren propriu cu CSU Galați.
CSU 2 Suceava a debutat cu o victorie în play-off-ul pentru tineret al diviziei A la handbal masculin. În primul meci oficial din acest an, echipa antrenată de Vasile Boca a câștigat pe teren propriu în fața celor de la CSU Galați cu scorul de 44-35. Gazdele au condus la pauză cu 20-14. CSU 2 Suceava a mizat pe următorii jucători: Podovei, Sârghie, Leonte, Radu, Moldoveanu, Bruj, Armanu, Dascălu, Roșu, Grigorie, Nicolae, Vizitiu, Șerban, Urdă și Drăgoi David. În celălalt meci disputat în a doua etapă a play-off-ului pentru tineret, CSM 2 Focșani a câștigat pe terenul celor de la CSM 2 Vaslui cu scorul de 38-35. CSM 2 Bacău a stat. În etapa următoare, CSU 2 Suceava va juca la Focșani. Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! La noapte cerul va fi variabil, mai mult senin în majoritatea zonelor regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări temporare. Temperaturile minime se vor încadra între minus 6 și minus 2 grade Celsius. Joi, vremea va fi frumoasă în toată regiunea, potrivit meteorologilor. Cerul va fi variabil și va prezenta înorări doar temporare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, iar temperaturile maxime, mai ridicate decât cele cu care ne-am obișnuit în ultima perioadă, se vor încadra între 6 și 10 grade Celsius. Polițiștii Direcției Generale Anticorupție au venit din nou la Spitalul Județean Suceava, însă de această dată nu pentru a căuta plicuri cu bani prin sertarele salariaților, ci pentru a participa la o acțiune care a avut ca scop conștientizarea consecințelor implicării în fapte de corupție. La evenimentul organizat la inițiativa conducerii unității medicale au participat medici, asistente și personal TESA. Un singur bloc este expertizat ca fiind cu risc seismic în municipiul Suceava, iar situația reabilitării lui este complicată, în lipsa unui acord din partea tuturor locatarilor. Pe de altă parte, în municipiul Reședință de Județ sunt aproximativ 50 de clădiri mai vechi de 100 de ani și alte 75 cu vârsta între 50 și 100 de ani. Până în 2025, toate clădirile construite înainte de 1978 trebuie verificate. Județul Suceava și municipiul Suceava sunt considerate sigure de către specialiști în eventualitatea producerii unui cutremur. Cu toate că nu se află într-o zonă seismică activă, au fost totuși resimțite unde de la cutremure produse în Vrancea, dar și unul destul de recent cu epicentrul în județ. În condițiile în care stilurile de construcție și materialele au variat în funcție de vremuri, am încercat să aflăm care este tipul de locuință cea mai sigură din acest punct de vedere. Concluzia este clară: casa tradițională din lemn. A fost semnat contractul de executare a lucrărilor la autostrada A7 a Moldovei pe tronsonul Bacău-Pașcani cu un constructor român. Anunțul a fost făcut pe pagina Consiliului Județean Suceava de către președintele Gheorghe Flutur. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministerul Educației a anunțat că structura anului școlar 2023-2024 a fost modificată în cadrul Comisiei de Dialog Social. Potrivit anunțului, școala va începe pe 11 septembrie, cu o săptămână mai târziu față de 2022-2023. Ministerul a precizat că va reveni cu detalii după transmiterea ordinului privind structura anului școlar 2023-2024 către monitorul oficial.
Măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar a fost principalul punct de discuție la o întâlnire pe care reprezentanții Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF, au avut-o cu premierul României. Una dintre măsuri a și fost anunțată, înființarea unui grup de lucru interinstituțional pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar. Recensământul populației a scos la iveală că în 16 județe proporția celor cu un nivel de educație scăzut, adică fără studii sau maximum cu gimnaziu, o depășește pe acelor cu nivel mediu, liceu post-liceală. Suceava și Botoșani sunt printre aceste județe. Dacă întoarcem privirea, nu înseamnă că problemele nu există. Două teme extrem de sensibile care necesită foarte multă atenție din partea noastră au fost despicate în detalii într-o serie de interviuri cu fostul deputat, expertul în comunicare Adriana Săftoiu. Este vorba despre segregarea în școli și minorul, victima abuzului sexual în sistemul de justiție, dezvoltate cu specialiști în domeniile respective. Cele două serii de interviuri fac parte din două proiecte ale CADO, Centrul de Advocacy și Drepturile Omului, și vor fi difuzate zilnic, începând cu ora 7 la televiziunea Intermedia. Atleții suceveni au câștigat 6 medalii de aur, 8 de argint și 8 de bronz la Memorialul Dorin Melinte. Concursul s-a desfășurat la Bacău și a reunit la start aproape 500 de sportivi din întreaga țară. Echipa secundă a clubului CSU Suceava a debutat cu o victorie în play-off-ul pentru tineret al diviziei A la handbal masculin. Jucătorii antrenați de Vasile Boca s-au impus cu scorul de 44-35 în meciul disputat pe teren propriu cu CSU Galați.